Pacino, ajută-mă pe ăsta, că e... Mamă, ursu! Polar, rusul polar! Mai trage, mai așa, așa. Frate, e bucnă asta. E bucnă. Bă, mi s-a făcut frig dintr-o dată. Dă-mă ceva de băut să ne încălzim. Mamă, cât a ăsta... Căgănel a adus buiul. Te-a zis să-l duc la Duni. Pune-mă ca omul ăsta. Vârcitul. Ia. Mă rog. Auză. Ce pui? Care pui? Puiul ăsta. Rusul a dăiat. A, și tu l-ai băgat pe rus în frigider ca tăia buiul, o? Buiul periculos. Rusul periculos. Strade. Ce vroia rusul? No. Rusul? Rusul vroia vot. N-am avut vot. I-am dat ăsta. I-am dat și una după cap. Când a dăiat buiul. Uite și-a făcut buiul. Opa. Ia uite, bă, ia uite. Bă, ce pui are ăsta, mă. O fi bune, mă? Bă, e veritabil. E pe bun. Știi că mă pricep la urete? Asta știu. Bă, e ceva marfă aici. O fi dole, antice. Da, sunt antice. Brățările agoberă datoria lui Ali? Brățările. Băi, băiatul ăsta m-a tot nimpotorul. Trebuie vorbi cu șeful, mă. Ia uitați-vă la ăsta. Bă, se dezgheață rusul, bă. Bă, dar are tot tău. Du-te, bă, dreacu, de aceea. Ce dracu ai făcut? Eu? Brățicule... Eu vreau să mai mult. E foarte mult. S-a împușcat singur, mă, e prost, mă. Arabule, Aliuță. Crăce aici. Ia... Ia și bagă în frigider. Nu la frigider! Nu la frigider! E mort! Nu vreau să plătesc amendă la Sanepidu. Bă, da, prost ești, mă. Cât o fi, bă, amendă? E mult. Ce-ai făcut? Hai că s-a oprit și ploaia. Dar nu ți-am zis, mă? Acu' e soare, acu' e plouă. Am stradă tuba asta ca de dracu. Mai mișcăm ăsta? Nu spoare, nu mișcă! Bori! Ei, prostule, rusul! Mai mișcă? Care, mă, stai, al dracu' de mor, mă, uite-te-le. Ce dracu facem pe el? Cum ce facem? O scoatem în oraș? Cu zmeu, îl scoatem. Când dracu' ni se întâmplă numai nouă de-astea, bă, nu înțeleg. Cineva? Fetele! Vine în coace. Unde ești? Vine în coace. Ce fac în coace? Asta e băiatul meu, Gelu. Uite, e... Dar a zis că merge la saună. Păi ești, lasă că e mai bine decât la saună. Uite, ea este Ani, Claudia, drăguță, nu? Pe care vrei, a? Hop! Nu-i nici aici. Hai, ai grijă de el. Hai. Ia uite. Hai, relaxează-te. Tot două? Cum te cheamă? Mihai. Gelu. Mihai. Eu sunt Ani. Hai, da. De jos, papucii. Butan sus. Hai, să pui ulei din ăla, care îmi place mie. Hai, relaxează-te, stai așa frumos. Hai. A, ce noroc ai tu cu o tată ca mine. Crezi că tăi că mă ducea la femei? Așa mai... Așa crezi că mă ducea tăi că mă la femei pe mine? Dar eu nu vreau să merg cu tine la femei. Hai că aici e așa, mai chiar e masaj. Nu? Ia zi tu, Claudiță. Da. Ia zi. Doi? Ai o gacică. Face sex. Sper că folosești prezervativ, bă? Nu. Ce, nu folosești prezervativ? Nu, pentru că nu facem sex. Ah. Bă, dar la vârsta asta trebuie să-ți faci kilometrajul. Ce să fac? Kilometrajul, adică...
Lumetrajul, mă înțelegi, dar nu? Păi, taică meu, nu vorbea cu mine despre femei. Dar dacă eu vorbesc cu tine, tu trebuie să te deschizi, să comunici, să... Deci tu vrei să ajungi un pompălău așa, să râdă fetele de tine, să te învârtă pe degete? Mihai, aici, știi, sunt niște șmecherii. Trebuie să le înveți. Mă întreb pe mine și eu spun ce vrei tu. Hai, așa, hai. Mai stăm mult aici. Hai, fetele, mai cu... Ca să ne simțim bine, hai, Ani, mai... Da. Am mișcat. Am mișcat prostie din capul tău. Mișcă mașină. Hai să o luăm pe fiu. A venit Crăcănel cu puiul, da? Da. Păi eu și spun mai de o oră aici. Taci-mă, deci, taci o secundă. După Crăcănel a venit Rusul. Da. Deci asta înseamnă că Rusul știa pe Crăcănel. Deci Crăcănel știa pe Rusul. Deci îl ducem pe Rus la Crăcănel. Asta e, taică! Da, înainte că se năștea un băiat, în familie era sărbătoare, toată lumea era fericită. Un băiat înseamnă belșug, Mihai, tată, belșug. Și când se năștea o fată? Tristețe, jale. O femeie înseamnă risipă, înseamnă ghinion, sărăcie, da? O femeie înseamnă bani aruncați. Asta e gură mare, reproșuri, ipocrizie, manipulare, tot timpul sunt nemulțumite. Te vrăjesc, te amețesc și după aia te slăiesc de vlagă. Hai să vezi tu, dai de dracu. Nu? Hai, tată, îmi spui și mie altă dată. Hai, stai. Stai să spun ceva. Că de la bărbat la bărbat. Fii atent. Ca de la bărbat la bărbat, cum spui tu. Fii atent. Tu poate nu mă crezi pe mine acum. Nu mă crezi că tu ai de face cu ăstea mici care nu știu prea mult, abia învață. Știi, nu poți să-ți dai seama ce zace în ele, dar nu te lăsa păcălit, Mihai. Nu te lăsa păcălit. Ele par așa niște bobocei, așa, dar toate sunt niște scorpii cu fundițe. Când se fac mari, ai belit-o. Fugi! Fugi cât poți! Fii atent, nu mai spun ceva, tot de la bărbat la bărbat. Fii atent, țiganii folosesc tot felul de chestii din astea, de pinele, de bine, de păr de cal, ce că-s mai bun la pat, știi? Da, iura, noi care trebuie să ne bazăm pe forțele noastre, noi trebuie să avem încredere, Mihai, trebuie să avem încredere, asta-i, știi? Păi eu sunt calm acum că n-am băut cafea dimineață. Stăm de vorbă ca între bărbați. Băi, iar ce nu înțelegi asta? O știi pe aia, mă, cu Cavari Paruschi? Mă, Elvise, dă-mi să spun, băi, Grăcanele, măi, a fost un act jinel, mă, înțelege, măi, din greșeală, mă, n-a vrut nimeni să-l omoare, măi. A avut de și tu înghețat, da. Ascultă-mă, buțicule, într-o sfert de oră ești la Tony jos la studio. Dacă întârzi, vin după tine, te operez și-ți mănânc ficatul. Și-o dau la porci, ai înțeles? Vezi că știm unde stai, fraier. Să se spele și cu mortul pe cap, că nu degeaba alcare eu prin oraș. Ai înțeles? Bă, frate, mi-o garda, mânca, frate, bună ziua, agent Boboc de la circulație. Vă rog frumos să eliberați carosabilul încurcat circulația. Cine este șoferul? Șoferul. Ana Mușteaed! Mă, acredem, lijurta! Hai, Lili, Pali! Andulilac! Bine, cheile. Dați-mi, domne, cheile. Give me the keys! Cheese! Not cheese, keys! Dați-mi cheese! Cheese! Gata să mă, Pino. Sunt cheile, a fost și agitat, era gătit. Ce pe cum așa? Cheese! Da, da, e? Ce faci? Îmi place motorul, mă, cred că dă-s-o cu fără. Da. Băi, mă întorc în intersecție în 3 minute. Rezolvat? Da, să trăiți, e liber pentru coloană. Bă, băieți, după cum vă uitați la mine,
parcă ați fi niște chinezi. Norocul vostru este că se deschide. Ale de leban, ale nu de înțigan. Zăchiz. Please. Aici! Era să dăm de beleacul ăsta, mâncați-și. Dar ce aveți în mașină? Ce aveți în mașină? Noi n-am avut pe noi mașină, dar a trebuit să coborâm. Dacă e nevoie, n-avem din nou. Nu, nu, nu! Dați! Recepție! Hai, mă, mai repede! Într-un minut sunt în intersecție. Avem noi mașină. Dar tot ce? Ce te interesează, bre, pe mata, ce avem noi mașină? Zici și tu. Și eu te-am întrebat ce ai mata în buzunare? Hai, un minut până în intersecție, hai! Hai că iete, haide mă, haide, dar adio, treci la volan! Haide! Știi ce mă gândesc? Hai să mâncăm ceva. Uite, ne delectăm cu niște specialități, rămânem în atmosferă, ce zici? Zău, zău, nu mi-e foame, nu mi-e foame nici prea închei. Hai, lasă, hai să mâncăm! Mihai, mata, nu mai fi așa de rușinos. Odată și odată nu trebuie să vorbești despre toate astea. Trebuie să afli cine e prietenul tău cel mai bun. Eu, nu? Cu cine vorbești tu despre asta dacă nu cu taică? Hai, bem ceva, mai prins curaj, a? Tată, te rog, pe frumos, nu mă forța să vorbesc despre asta dacă n-am chef. Și chiar n-am chef azi. Când o să fac sex, o să te informez și o să-ți dau toate detaliile. Am intrat și eu pe net, am văzut și eu câte ceva. Nu sunt chiar așa picat din pomul de iarnă, cum crezi tu. Și dacă nu vreau să mănânc, nu vreau să mănânc. Am plecat acasă. Mihai! Ai grijă pe unde umbli pe internet. Umpli de virus toată casa. Sunt protejat. Am antivirus. Mihai! Ce bulan a avut polițaiul ăsta că nu s-a uitat în camionet. Tu îți dai seama, mă, că trebuie să-i mulțumească lui șeful, mă, că l-a chemat în intersecție, că altfel... A, trebuia să-l mierli și pe ăsta, îți dai seama, că... Mierlem unde, bă? Nu mierlem, nu mierlem, că nu e în capă la alie în frigider. Dar îți dai seama în camionet? Nici în camionetă. Ce, e tric? Auzi, mă, Tarantino, bagă mașina în curte, că poate trage vreunul vreo geană mașină și o venim cu toții. Ok. Hai. Al dracu, pe frică că fuge mort. Să vezi șeful. Rusul, așa mor cum era, se uită ca în filmele de groază. Bă, Ali, cred că pe luna asta ești achitat, să știi. Și tu, Crăgănele. Mai ales că am cheltuit de înmormântare acum. Să rămână, Anatoni. Eu două luni, șef. I-am zis la baba băieți de bolizești. Valea. Hai, mă. Bă, de ce v-ați lăsat voi prostiți, bă, Dunga Borete? De ce? Păi, n-are niciunul carnet, Toni. Asta e belicina, Toni, că n-avem carnet. Ce vă? Eu le-am cu covrigul, fără catrâncă, dar... Bă, bulău vă mănâncă. Ascultați la mine ce vă spun. Bună ziua! Bine ați venit. Vă las un meniu. Doriți ceva în mod special? Scaunul ăsta. Sunt o stare la povești. Dar nu te-am prea auzit studiind în ultima vreme. Mi-a ocupat timpul tata. Pot să fac și o programare. Păi și cu ce să plătești? Cu banii după prima înregistrare. Bun.
La dispoziția dumneavoastră. Despre ce vrei să vorbim? Am o curiozitate. Când o să cresc, când o să fiu eu mare, trebuie neapărat să fiu ca tata? Vrei să fii ca tata? Nu. Sunt un copil rău dacă nu vreau să fiu ca el. Nu, nu ești un copil rău. Te-a dezamăgit cu ceva? Pot să-mi spun. E doar ce-ți place la el. Da? Și să spun un secret. Nimeni nu e perfect. Nici tu, mamă. Nici măcar eu. Am zis să nu mă mai complic cu rușii, mă. Nu mai am nevoie de afaceri de-astea complicate. Da, nicio problemă, Natoni. Preluăm noi cazul, luăm noi și cadavrul, te scăpăm de el. Ce să mai... Dracu rușii ăștia, mă. Eu cred că ne faci de o avansare. Toată lumea caută brățările astea. Vedeți, bă, e bun și Tony la ceva. Sper că la un moment dat o să fiți și voi buni cu Tony, nu? No, apropo, Natoli, n-am uitat rugămintea, dar am fost foarte ocupați. Dar mâine dăm faxul și pornim căutarea copilului. Stai liniștit că să-l găsim. Bine, bă, bine. Are și el durerile lui. Auzi? Ce-ar fi să declarăm noi doar o singură brățară? Dă-mă o știme de avansare. Cât crezi că luăm pe ea? Nu știu, dar aflăm imediat. Păi n-am și eu rușii mei. Hai mă, zaiți, ia să te văd.